Bună ziua și bine v-am regăsit! Rolul și sensul vieții. Vedem că odată cu trecerea anilor devenim mult mai înțelepți. Devenim oameni care înțelegem care este rolul și sensul vieții. Nu ne-am născut doar pentru cele lumești. A mânca, a bea și a ne distra. Trebuie să existe întotdeauna un echilibru între trup și suflet. Iar cu trecerea anilor, vedem că acest echilibru e din ce în ce mai pregnant, pentru că dacă nu ai liniște sufletească, nu simți nimic. Vedem că viața noastră, de fapt, este ca un vis. Un vis care nu știi când începe și nu știi când se termină. Îl trăiești. Și întotdeauna ne dorim să fie un vis frumos. Iar în final, viața devine o poveste. O poveste, deci, care își amintesc cei apropiați și ne dorim să fie o poveste frumoasă, să lăsăm ceva util și bun în urma ta, în care cei care ne cunosc și cei care ne vor spune povestea noastră să spună simplu și direct: a fost un om bun. Și atunci, pentru a ajunge să ni se spună atunci când plecăm că a fost un om bun, ce trebuie să facem în perioada acestui vis până ajungem la poveste? Devenim mult mai înțelepți. Înțelepciunea nu se măsoară în bani, în cele lumești. Devenim mult mai buni. Bunătatea vine din suflet și inimă. Devenim mult mai credincioși. Oare de ce? Ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Oare de ce? Pentru că atunci când credem că doar noi suntem cei mai buni, noi avem dreptate, ceilalți nu. Noi suntem deasupra tuturor, atunci suntem depărtați de Dumnezeu. Pentru că, vedeți, cele lumești vin și pleacă. Și oricâtă bogăție ai aduna, atunci când vei deveni o poveste, pe bogăția ta se vor certa urmașii și vor spune că n-ai făcut destul sau nu le-ai dat destul celorlalți din jur. Aceste lucruri trebuie să le avem în minte în perioada acestui vis cât este viața noastră. Să vedem care este rolul și sensul fiecăruia, pentru că fiecare dintre noi am venit cu un rol și cu un scop. Nimic în viață nu este întâmplător. Iar de acest lucru ne dăm seama cu trecerea anilor. Nu știm câte zile mai avem. Nu știm cât mai trăim, pentru că dacă am ști, am fi mereu într-un stres și într-o alergătură. Pentru ce alergi? Omule, pentru că nu știi când mori. Să ne bucurăm de lucrurile mărunte. Să încercăm despre noi să se spună prin fapte cum suntem. Fără gânduri ascunse. Astăzi nu se mai pune preț pe suflet și pe oamenii înțelepți.
Dacă ai trecut de o anumită vârstă, senior, cum se spune, cei care sunt conducători vremelnici ne spun să scăpăm de ăștia, că sunt depășiți. Noi, cei depășiți, am fost tineri. Ei n-au fost niciodată înțelepți și trecuți de prima tinerețe. Pentru că atunci, când ești senior, vrei să lași ceva bun în urma ta fără să ceri nimic. Dar ai una tu care deranjează. Atunci când ești senior și înțelept, sufletul tău nu mai e de vânzare. Nu mai spui, da, am înțeles, așa voi face, să trăiți, așa voi spune. Voi spune cum gândești tu, conducătorule. Nu mai spui lucrul acesta. Pentru că nu-ți mai vinzi partea sufletească și vei spune adevărul, dorindu-i bine. Dar astăzi, acești oameni nu mai au ce căuta pe lângă conducători, pentru că nu le convine. Ești periculos? Le vrei rău? Ba, cei din jur, tineri, care nu prea au nicio meserie, vă spune, vedeți șeful, cu tare și cu tare ai bătrâni, nu vă vor binele. Fiecare dintre noi ne-am născut cu un rol și cu un scop. În momentul în care ți-ai vândut sufletul, ești un om pierdut. Când nu lași ceva bun în urma ta și urmărești doar partea materială care este trecătoare, ce ai făcut? Atunci când ești la greu și la suferință, ți-aduci aminte de Dumnezeu. Dar când ești în culmea puterii și al fericirii, uiți și te vii răi, egoist, doar pentru tine, doar putere, doar bani. Ce faci cu bani, omule, dacă ți-ai vândut sufletul, banul? Nu mai ești stăpân pe tine. Mereu nu-ți va ajunge timpul, nu-ți va ajunge spațiu. Vei găsi întotdeauna doar lucruri rele în jurul tău și vei fi nemulțumit. Ce folos de toate dacă n-ai liniște sufletească? V-am spus și o repet și cred în acest lucru. Nimic nu este întâmplător. Ai bogăție mare, n-ai liniște și n-ai fericire. Trebuie să existe un echilibru. Dă-i, omule, trupului ce trebuie, dar să ai grijă și de suflet. Astăzi, dacă mergem la diferite instituții, suntem tratați ca un număr. Atât. Și cât poate să câștige de pe urma ta? Și stai și te întrebi, asta e societatea care mi-am dorit-o? Dacă spui că este un stat eșuat, spune că ești anticonstituțional, anti. Nu. Să vedem adevărul, să îndreptăm aceste lucruri. Cum? Cu bucățica noastră cu care putem să îndreptăm aceste lucruri. Poate nu vom reuși, dar măcar am încercat cu bunătate, credință
Și înțelepciune putem să facem lucruri bune, ajutând un om pe care ceilalți nu l-au ajutat. Ne întorcând spatele acelui care vezi că este nevoiaș și care are nevoie de ajutor. Nu cel care este prefăcut și care urmărește doar interese. Iar atunci când tu ești la greu, îți va întoarce spatele. Se întâmplă când un prieten, în ghilimele, îți întoarce spate după ce tu ai făcut multe pentru el. Nu-i cer nimic, dar a ajuns sus și uită de unde a plecat. Stai, te uiți la el și vei încerca să-l eviți, tocmai pentru ca să nu apară acele energii negative și diferențe și dispute și certuri și dușmănii. Pentru că nimic nu este întâmplător. Iar ce este mai dureros la noi, la seniori, e să vezi cum lucrurile nu merg într-o direcție bună. Nu mai este interesul pentru om. Omul, cetățeanul, devine un număr care din 4 în 4 ani poate merge și votează ca să-ți asigure ție, conducătorule, un altfel de trai. Dar stai și te întrebi, e fericit? Înțelepciune, răbdare, credință și lucruri care să rămână utile în urma ta. Fapte care să te caracterizeze pe tine ca om. Pentru că nimic nu este întâmplător. Iar sensul vieții nu este doar partea materială făcută de tine ca om, ci și partea aceea spirituală, dumnezeiască, care este veșnică și care face ca omul să simtă într-adevăr că este o ființă superioară animalului. Iar partea de credință te face să fii mai responsabil. Să nu te uiți doar ce spune vecinul sau omul de pe stradă sau celălalt care te cunoaște, față de care poți să te ascunzi, ci față de Dumnezeu care este drept și care spune să faci lucrurile bune. Fără egoism, fără patimă, fără ură, fără dușmănie. Asta trebuie să fie. Bunătate, înțelepciune, răbdare și credință. Asta este rolul și sensul vieții. Să știm să trăim frumos. Iar frumusețea se măsoară în lucruri mărunte și în faptele care rămân după tine. Pentru că viața este ca un vis care nu știi când începe și nu știi când se termină. Și fiecare dintre noi vrem să avem un vis frumos. Iar rezultatele visului sunt faptele tale. Pentru că la sfârșitul visului, fiecare dintre noi devenim o poveste pe care dorim să fie cât mai frumoasă, de care să-și amintească doar câțiva oameni apropiați, iar peste ani și ani, poate și această poveste nu va mai ști nimeni. Până la noua emisiune, vă spun toate cele bune. La revedere și să fim un pic mai buni.